lumea este încă în criză. Astăzi discutăm foarte mult, toate televiziunile sunt pline, dacă iese România din criză. Nu iese lumea și n-a ieșit lumea din criză. Și nu iese nici România. Astăzi, dar asta vom afla abia pe 13 mai, s-ar putea să ieșim din recesiune. Asta e o altă chestiune. Dar din criză, lumea e acolo în criză și noi suntem în criză. Și în condițiile astea sunt trei mari presiuni pe rata inflației. Prețul petrolului, prețul alimentelor și evenimentele care încă întrețin criza.